Vă promit o ediție cu foarte multe explicații, cu foarte multe informații, cu foarte multe clarificări, cu nuanțe care trebuie neapărat înțelese, pentru că nu mai e vorba doar despre politică. E vorba despre politică, e vorba despre economie, e vorba despre educație. Veți vedea, sunt multe teme care frământă acum societatea românească și e important să le discutăm, să le punem pe tapet. Mai ales că eu cred că vom avea în această seară, în platoul emisiunii Sub semnul întrebării, doi oameni, doi invitați în cele două ore, care au lucruri foarte importante de spus și care au și multe nuanțe de clarificat. În prima parte a emisiunii este invitat fostul prim-ministru, fostul ministru de finanțe și fostul președinte al Partidului Național Liberal și fostul președinte al Senatului și fostul președinte al filialei PNL Sector 3, domnul Florin Câțu, după care... În partea a doua vine actualul ministru al educației, Sorin Câmpeanu. Aveți toate motivele să fiți aici, în emisiunea Sub semnul întrebării. Bună seara, Florin Câțu. Bună seara. Mulțumesc pentru introducere. Mulțumesc că ești aici. Nu o să ascund chestia, m-am săturat de povestea asta. Ne tutuim, știm da, că ne așa cunoaștem. Suntem, ne cunoaștem de foarte multă vreme. Florin, vreau să înțelegem de la bun început, dar chiar sunt foarte curios. Cine conduce Partidul Național Liberal? Conducerea aleasă în congres. Cine este la butoanele Partidului Național Liberal? Acum asta trebuie... Chiar întreb, deci nu, asta, aici trebuie să... Fiecare persoană, pentru că ați văzut, haideți să luăm lucrurile puțin în spate. Când eu mi-am dat demisia din conducerea Partidului Național Liberal, a rămas toată conducerea pe care eu am convins să fie alături de mine în congres și să facem acest BEX. După aceea fiecare votează cum este convins, nu mai departe. Eu încercam să-i conving pe colegi într-o anumită direcție, dar fiecare are propriul vot. Deci eu vreau să spun că este votul acestei conduceri, este cel care, până la urmă, dă direcția partidului. Acum, cine îi convinge să voteze așa într-o anumită direcție, asta este altceva. E Klaus Iohannis acolo? Cel care dirigează, cumva, e dirijorul peste PNL. Deci eu PNL. Nu pot să spun așa ceva, pentru că nu vine la ședințe, nu poate să... Sigur. Ceea ce pot să spun este dar că atunci... Dar poate să fie un duh. Nu, pot să spun decât așa. Că atunci când mi-am dat demisia din conducerea Partidului Național Liberal, mi s-a spus, dar repet, nu am eu clar, mi s-a spus că este dorința care... Președintele. Și în țară, de fiecare dată când sunau colegii mei pentru a lua semnături, spuneau că este dorința președintelui. Uh-huh. Dar eu nu știu să fi sunat el sau să fi vorbit, dar ei s-au folosit de acest lucru. Până la urmă, nu este... să insist foarte mult pe capitolul ăsta. Vreau să înțeleg un pic personal, ca om, ce ai simțit când oamenii ăia care te susțineau la un moment dat, i-am văzut cu toții în poză, da? Erau lângă tine la vila, la când strigau Câțu președinte și așa mai departe, deodată, la câteva luni distanță s-a făcut gol realmente în jurul tău. Care e sentimentul? Da, deci aici trebuie să separăm puțin lucrurile. Unele sunt funcții pe care ți le dă partidul, da, cum este președintele Senatului. Și nu a avut o problemă când a venit președintele partidului și mi-a spus că trebuie să fie liniște în coaliție. Și a zis foarte bine, atunci eu mă retrag, deși astăzi am văzut că se poate ataca PSD-ul foarte ușor și să rămână oamenii pe funcții, dar e ok, m-am retras atunci. Aceea a fost o funcție pe care am câștigat-o în congres într-o luptă lungă cu fostul președinte al partidului. Totuși, când, și repet, când ai președinți de filiale, că au fost convinși, cineva i-a convins că este ok să mergem în altă direcție și atunci nu mai am susținere, nu avea sens să rămân în conducerea partidului pentru că nu aș fi putut să avansez acea politică a partidului cu care eu am candidat, pe care am avut-o la moțiune în congres. N-a fost prea mult pentru tine să vrei să fii și prim-ministru și șef al unui partid istoric, totuși? Nu era prea devreme? Să știi că nu am luat decizia asta de unul singur. Sunt convins de asta. Am luat decizia asta, am spus și asta am și spus. Dragi colegi, eu nu mă bag în acest proiect singur. Mă bag împreună cu voi. Noi toți. Și i-au zis, da. Suntem cu tine. Și atunci am mers mai departe. Dar eu am vrut să arăt altceva. Am vrut să arăt că nu sunt un om care ține de funcții. Și în același timp vreau să văd, și aici este important pentru români să se vadă, să se vadă cum a fost administrată România într-o guvernare adevărată liberală, când am fost în 2020-2021, și când am fost eu președinte al Partidului Național Liberal, nu s-au introdus taxe,
Nu au fost introduse tot felul de imediat, pachete da, da. Și așa mai departe. Dar continuă-ți ideea. Cum deci, s-a condus România într-o guvernare liberală și... Și cum este condusă când PSD-ul vine la guvernare. Hai să discutăm despre asta, te rog. E foarte important. Pentru că... Simți și tu ce simțim toți și am mai spus-o încă o dată. Sunt un om care a votat dreapta și probabil că va vota până moare dreapta. Dar mă rog, simți și tu că în momentul de față PSD-ul ia fața PNL-ului în această formulă guvernamentală? Nu e de simțit. Este, cred că Partidul Național Liberal a ales o altă strategie. Să nu iasă public împotriva PSD. Cred, cum? Eu cred. Dar în același timp... Stă și încasează sau cum? Nu, dar cred că discuțiile sunt în coaliție. Așa erau și când eram acolo. Deci asta nu aici am o problemă. Nu cu asta am o problemă. Nici nu vreau să discut deciziile guvernului, pentru că sunt decizii ale guvernului și le discut dacă am probleme în Partidul Național Liberal, ceea ce am și discutat de fiecare dată, când este o decizie care n-a fost discutată în Partidul Național Liberal, ridic și spun, asta ar trebui discutat aici. Ceea ce ar trebui să vedem este că sunt foarte multe măsuri care au fost adoptate imediat după ce am plecat eu, care sunt împotriva a ceea ce noi, dreapta, am luptat foarte mult. Trei, a sectorului să le numim. Nu? În guvernarea liberală, antreprenorul era un erou. Uh-huh. Din păcate, astăzi, legislația a fost modificată și este infractor din primul moment. Trebuie să dovedească că nu este infractor. Groasă. Supraimpozitarea contractelor part-time. Okay. Nu a fost votată niciodată în Partidul Național Liberal și am dedicat acest subiect. Este o măsură pe care noi, liberalii, am scos-o și iarăși este o măsură care presupune că cei care au contracte part-time din prima sunt toți infractori. Aici este schimbarea de care vorbesc eu. Ne mișcăm împotriva sectorului privat, acelui sector care plătește taxe, impozite, angajează și duce în spate această economie. Nu pe ei trebuie să-i asuprim, pe ei trebuie să îi ridicăm, să-i ajutăm ca să producă mai mult, ca să avem și pentru pensii mai mari. Și da, pensiile trebuie să fie mai mari. Trebuie să crească pensii. Și pentru salarii mai mari în sectorul bugetar, pentru cei care merită, și acolo e nevoie, și pentru investiții, avem nevoie de bani, dar toate astea vin atunci când ai grijă de sectorul privat. Stai, oprește puțin, că nu suntem în campanie electorală. Vreau să înțeleg, deci, ba mai mult decât atât, da, suntem într-o situație ușor paradoxală. PNL nu este astăzi în opoziție, cumva. Nu, e vioara întâi la guvernare. E, așa ar trebui, pentru că are dă premierul, nu? Știți că Ministerul Finanțelor e vioara întâi în tot ce guvern. So? Este, Ministerul Finanțelor este cel mai important. De aceea, în iarnă, când am făcut acel guvern cu USR, am vrut să avem Ministerul Finanțelor. De aceea eu m-am luptat când s-a făcut guvernarea aceasta cu PSD. Am zis măcar atât, Ministerul Finanțelor. Și de ce aș cedat? Voi liberalii, Ministerul Finanțelor. Până la urmă, dacă nu știu dacă mai țin lumea minte, eu nu m-am mai dus la negocieri după ce a fost nominalizat premierul Ciucă să preia. Am spus că va continua negocierile. Cât am fost eu șeful echipei de negociere, era Ministerul Finanțelor nu a fost negociat și era dovream foarte mult Ministerul Finanțelor. De ce spui că e foarte important? Dincolo, sigur, e evident că de acolo pleacă banii, da? Dar nu să înțelegem... Pleacă. Inițiază care este... acele... orice proiect de lege care vine în domeniul fiscal, da. Chiar și aceasta ordonanță pe energie. Uh-huh. Parte de fiscalitate vine de la Ministerul Finanțelor. Vorbim de privatizări, când vorbim de expropieri, avizele sunt la finanțe. Este un minister avizator. Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției sunt două ministere foarte importante. Din punctul meu de vedere, că a fost premier, am fost acolo, vă spun că un premier care nu are Ministerul Finanțelor nu conduce 100%. Foarte interesant ce ne spui acum. Foarte interesant. Și asta știa și Ludovic Orban, și asta știe și PSD-ul, bineînțeles. Ok, PSD-ul știe, dar acum te întreb foarte serios, domnul Ciucă, cred că nu știa și începe să-și dea seama, nu? În momentul de față. Nu știu, aici vom vedea cum vor merge lucrurile. Pe mine mă interesează foarte mult ca lucrurile să nu se strice foarte tare în această perioadă. Știți ce greu am corectat noi 8 ani de guvernare PSD în 2019 și 2020, deci am venit în 2019 în noiembrie și guvernarea liberală s-a terminat în 2000, cea pe care o aveam fără PSD în 2021 în noiembrie. A durat aproape un an de zile să corectăm greșeli făcute, să eliminăm taxe, supraacciza la carburant. Țineți minte că erau supraacciza la carburant, am scos-o. Supraimpozitarea contractelor part-time, naționalizarea planului 2 de pensii, TVA defalcat, nu mai ține minte lumea, dar am scos și acel TVA defalcat, o altă prostie. Toate acestea le-am scos și am încasat mai mulți bani la buget. Pentru că ne-am comportat cu sectorul privat. Cum te comporți cu un partener? Vor fi unii care vor zice, domnule, nu se compară perioada lui Câțu, nu aveam războiul din Ucraina, nu aveam o criză a energiei. Aveam cea mare... Haideți să vă spun, aici războaia au fost din 90 până acum, sunt războaie de peste. Ei, da, da, unul ăsta înfiorător așa la graniță și cu... Afganistan, Irak,
Sunt foarte multe războaie care au tot știi la ce mă refer, da? Dar mulți spun și spun acum că e din cauza, inclusiv de la președinte începând, spun că din cauza a ceea ce se întâmplă în Ucraina, avem inflație, avem... În 2020, economia României și economia globală a fost închisă două luni de zile, închisă total. Da, a fost cea mai mare criză din ultima 100 de ani. Și guvernarea liberală, prin măsurile pe care l-a luat, numai că oamenii nu au simțit criza foarte mult. Deci oamenii stăteau acasă, primeau bani și așa mai departe. Dar în 2021 am avut cea mai rapidă revenire a economiei din ultimii 30 de ani, de cea mai rapidă din Uniunea Europeană. O economie, mi-aduc aminte, critice pe care le făceau cei de la PSD în 2020, spuneau că gata, economia o să pice cu 10%, 15%, să fie dezastru. Nu a fost așa. Am avut una dintre cele mai mici căderi ale economiei în 2020. Deci am știut prin măsuri liberale, în măsuri care nu au fost intervenționiste, din contră, au permis economiei să Hai să spun un secret. N-am întâlnit în viața mea de ziarist și fac meseria asta de aproape 30 de ani, niciun prim-ministru pe care să-l fi intervievat și să-mi fi spus, domne, guvernarea mea a fost proastă sau guvernarea mea n-a fost bună. Adică sunt convins că și după ce termină mandatul de la Palatul Victoria, domnul Nicu Ciucă o să iasă și să spună am avut o guvernare este de succes. Că puteam să facem mai multe lucruri mult mai bine, dar e adevărat. Este adevărat și în special când am fost prim-ministru, puteam să facem mai multe lucruri. Ceea ce atunci când am intrat am crezut că vom fi 4 ani acolo și reformele de pe care eu vreau să le facem și pe care, de care România are nevoie, sunt toate în PNRR. Asta am făcut. Gândiți-vă că am negociat împreună cu președintele Iohannis cel mai bun pachet pentru România, 80 de miliarde de euro, care vin în România, dintre care 30 de miliarde sunt în PNRR, bani gratis și bani împrumut la o dobândă 0,15, astăzi România se împrumută în dolari la 6%, de exemplu, și avem banii din fonduri europene. Deci cel mai mare pachet negociat în acea perioadă alături de președintele Iohannis. Dar PNRR are reforme vitale pentru România. Ei 30 de miliarde de euro gratuit, dar trebuie să faci reforma pensiilor și acolo asta am vrut să fac neapărat, pentru că știam că nu pot să fac imediat, dar puteam să facem până în 2024. Reforma pensiilor, care asigură, nu ce spune propaganda PSD, asigură sustenabilitatea unui sistem de pensii care este în colaps în câțiva ani de zile, până în 2050. Ce înseamnă? Cam câți ani de zile? Cred că perioada de crețeilor, când ajungem noi la pensie, atunci este poate să fie declicul. Deci este clar că atunci vei avea o piramida și aceste informații sunt deja publice. Cei care cotizează sunt mult mai puțini. Sunt cei care cotizează sunt mult mai puțini decât cei care ies la pensie, câteva zeci de mii, aproape 100.000 de oameni. Mai vorbim, deci reforma pensiilor este vitală pentru România. Pentru a ne asigura că acest sistem e sustenabil. Nu vorbesc aici de câte să primească cineva pensie sau nu. Eu vorbesc de un sistem care trebuie așezat pe niște principii clare ca să nu colapseze. Deci asta este o reformă. Reforma salarizării în sistemul public, care trebuie făcută de 30 de ani de zile, unde avem un principiu foarte clar în PNRR. Performanță, venit. Trebuie legătura făcută direct între performanță și venit în sectorul public. Și se poate face acest lucru, există și Comisia Europeană ne ajută. Și mai e o reformă foarte importantă, reforma administrației publice, care înseamnă un stat mai suplu, eficient, înseamnă digitalizare, înseamnă multe lucruri pe care le avem acolo. Deci toate acestea sunt lucruri adevărat. Nu le-am făcut cât am fost acolo, dar le-am băgat în PNRR. Este o condiție peste care nu poți să treci dacă vrei să iei 30 de miliarde. Și ți se pare că în momentul de față aceste reforme vitale, cum le numești, sunt în desfășurare? Adică se întâmplă reforma pensiilor? Este foarte simplu. Eu nu cred că în România astăzi un politician își permite să nu facă aceste reforme, că înseamnă că le fură banii românilor din buzunar. Sunt 30 de miliarde pe care îi avem în buzunarul ăsta. Și să-i cheltuim. Noi am tras până acum vreun ban din PNRR-ul ăsta? Ei vin, banii sunt la Banca Națională. Și? Dar nu poți să-i folosești pentru că nu ai reforme, nu ai facturi. Noi la această oră nu am luat niciun leu. Sunt la bancă. Iar am luat și un avans. Am avut un avans luat în decembrie anul trecut. Dar sunt țări care au început să cheltuie bani din PNRR-urile lor. Bineînțeles. Și? Ăia ce au? Un moț în plus? Care e ideea? Nu vreau să mă uit la alte țări. Pentru că e important ca românii să înțeleagă că orice politician astăzi care își permite să nu facă aceste reforme, le fură banii din buzunar. Sunt 30 de miliarde de euro negociați alături de președinte Iohannis, negociați gratuit pentru România, doar să face reforme. Vă dați seama, niciodată nu am avut așa ceva în istorie. Să faci reforme care costă. Reformele costă, nu vorbesc de un cost monetar, de bani,
Reforme costă emoțional, costuri sociale, se pot întâmpla aceste lucruri. Și atunci ai bani care să-ți suplinească această tranziție, să te ajute în această tranziție. Sunt 30 de miliarde de euro care vin și se investesc în România. Din ce spui acum, poate că ar trebui să avem un soi de aprod, da, care să iasă din când în când la rampă, indiferent ce ar fi el ministru, poate chiar președintele să-și asume un astfel de rol și să strige în gura mare: am reușit să tragem niște bani din PNRR pentru că am făcut nu știu ce reformă. În fiecare moment în care se mai întâmplă câte ceva să ne anunțe, nimeni nu știe la ora asta, cum spuneam, dacă programul ăsta e în derulare, dacă luăm bani, dacă... Vorbim de jaloane, sunt jaloane, numai că sunt jaloane întârziate. De exemplu, este un jalon, legea avertizorului de integritate, care este în Parlamentul României, n-a fost aprobată încă și este un jalon întârziat și foarte mult. Și e cam proastă. Și atunci nu poți... PNR-ul este făcut în așa fel încât dacă un jalon nu este făcut, nu poți să iei banii pentru celălalt. Păi seara că nu o să luăm nimic. Am fost foarte... am negociat acest program și am vrut să fac... Florin, înseamnă că nu o să luăm nimic. Eu nu vreau să cred asta. Clasa politică din România este atât de... Dacă lucrurile cinică, spui că sunt în serie, faci una, vine cealaltă și nu știu ce, dar pe principiul ăsta, păi la felul în care ne mișcăm noi și dacă nici n-am început încă în vreme ce alții deja trag bani, înseamnă că nu o să luăm nimic. Eu nu cred că există un politician astăzi în România care să dea cu piciorul celor 30 de miliarde de euro. Nu cred, pentru că nu va avea viitor în politica România. Și cine o să-l tragă la răspundere? Electoratul? Electoratul român. Da. Eu așa sper. Încă eu sper că se văd acest. Bun. Totuși îmi sună în cap, adică din ce mi-ai spus acum, zice așa, am făcut la guvernare cât am putut, am pus niște borne, am pus în PNRR. Să spun ce am făcut. Dar vreau să înțeleg. Dacă totuși ai fost atât de bun, de ce te-au schimbat? Aici e jocul politic. Cred că aici este... eu am spus... Care joc politic, în ce a constat? Sunt mai multe. De fapt, sunt mai multe paliere ale jocului politic. Și aici revenim la întrebarea ta inițială. Poate cum a fost... poate era prea mult, poate era prea puțin. Iată, fac o paranteză. Te simți destul de rezervat. Ți-e teamă de ceva să vorbim niște... Rezervat. Nu, mă gândesc că ți alegi destul de multă grijă cuvintele, parcă n-ai vrea să superi pe cineva. Am învățat să fiu politician. Ideea este alta, Robert. Da. În acele momente, ții minte că noi eram la guvernare cu USR. Și ca primar am luat niște decizii și eu zic că și ministerele unde am luat decizii și eu recunoscut că a fost mai bine, de exemplu, la Ministerul Sănătății cu doamna Mihire decât domnul Voiculescu, la Finanțe a fost mai bine la PNL decât domnul Nazare, am venit eu și apoi Dan Mulceanu. A fost decizia cu Stelian Ion, unde lucrurile s-au rupt, în loc să ne dea un alt ministru, USR a decis. Le-am spus de atunci că dacă plecați de la guvernare, voi vă veți rupe, veți fi distruși și va urma o perioadă urâtă. După ce a picat guvernul, USR a știți că a votat cu AUR, adică lucruri pe care nu mi le imaginam niciodată. Da. Alături de AUR, alături de PSD. Inadevare politică asta ca să fim politicoși. Exact. Doar ca să... Exact. Ca să ajungem azi aici. Dar... După ce s-a terminat tot acest lucru, am ieșit public și am spus, eu mi-am pus cerușe în cap, am spus, da, și eu am făcut unele greșeli și m-am dus la USR. Fac coaliția cu USR. Am avut întâlnire cu USR, am ieșit de acolo fericit, pentru că eu credeam că suntem ok. La câteva ore după a ieșit Dacian Cioloș, care astăzi se vede clar că nu știa că era pentru USR sau era pentru altcineva, pentru că a plecat în USR, și a început să mă atace și pe mine, și pe președintele Iohannis, și pe Neșov. Era complicat, era clar că nu voia, el, nu știu, restul partidului, el nu voia să facă cu... El avea un proiect. Cu PNL-ul. Și atunci a apărut această variantă, pe care niciodată n-am susținut-o, nici în partid, nicăieri. De ce? Hai să ne oprim așa asupra acestei chestiuni. Înțeleg, mulți avem resentimente chiar în legătură cu PSD-ul încă din anii 90, dacă vrei, da? Și e foarte greu să înghiți o alianță dreapta-stânga de formula asta, PNL-PSD, astăzi în România. Dar care este, de fapt, marea ta problemă cu Partidul Social Democrat? E legată de oameni? E legată de ideea de a coabita cu stânga la guvernare? Care e? Deci, bine. Sigur, dincolo ce ne-ai spus mai devreme, apropo de program. O vedem acum. Care? O vedem acum, pentru că atât cât am fost acolo... A trebuit să stăm în fiecare zi și în fiecare ședință a coaliției să spun de ce nu este ok să creștem taxe acum. Acea taxă e solidaritate, m-am opus în continuu. De ce în momente de criză nu intervenționismul e soluția, ci știu că pare bizar, dar invers ar trebui să mergi. Ar trebui să lași piețele să funcționeze, să deschizi, să atragi investitori. Deci era o luptă continuă.
Și ați văzut că, până la urmă, am înțeles că de fapt asta a fost problema, pentru că după ce am plecat la Partidul Național Liberal, imediat a apărut un pachet de sprijin care a costat miliarde, imediat au apărut taxe după ce am plecat din președintele Senatului. Până atunci s-au introdus taxe, nu au fost alte lucruri. Deci era clar că mă opuneam, aveam argumente, nu se putea face. Dar noi aveam o soluție liberală. Care? Care era mult mai ieftină. Hmm. Reducerea contribuțiilor pentru toți angajații din România. Hmm. Eu nu înțeleg de ce trebuie să creștem salariile doar în sectorul bugetar, când e important să-i ajutăm pe toți românii. Și așa îi ajutăm pe toți românii. Argumentul foarte care, liberal ce spui tu, argumentul pe care l-au adus de fiecare dată a fost: ne costă mult. Uh-huh. Vedeți că ne costă aceste programe pe care deja le avem? La această rectificare bugetară a crescut deficitul bugetar cu încă 3 miliarde, deși ne împrumutăm la dobânzi de 9% aproape. Și vă spun, Doamne ferește, să-și piardă investitorii încrederea în România. De ce ne luau mulți bani când erai prim-ministru la dobânzile destul de mici care erau la acel moment? Pentru că experiența ta în piețe și așa mai departe spunea că urmează un tsunami pe piețele. Nu aveam nevoie, eu estimam unde... Erau buni niște bani, trebuie să admiți acum, buffer. Am făcut asta în 2020. Uh-huh. Vă aduc aminte iarăși, lucrurile astea trebuie să le explicăm foarte bine românilor. Când a venit guvernarea liberală în 2019, rezervele statului erau goale. Ne-am trezit în pandemie cu rezerve goale. Nu era nimic în rezerve statului, nici o mască, nimic. Deci era totul, era parcă trecuse răhunii. Deci asta un element. Când am venit la guvernare atunci, am zis în primele săptămâni, am spus că eu mă pregătesc, nu știam exact că vine pandemia, nu aveam asta, dar era un dezechilibru macroeconomic de care eram îngrijorat și am spus: mă pregătesc întotdeauna pentru ce e mai rău și sper pentru ce mai bine. Și am avut un buffer, am împrumutat din piață, ieftin, aveam un buffer. Când au fost închise piețele martie și aprilie, nu aveai de unde să iei bani. La nivel global nu putea nimeni să ia bani. Corect. Și noi aveam bani să plătim tot cheltuielile statului până în iulie. Vă dați seama că eram, deci eu calculam fiecare ban și mai mult decât atât. Nu am cerut impozite de la companie din România în luna martie și nici în aprilie. Deci fără să iei impozite de la companii, fără să te împrumuți în piețe, aveam bani să funcționăm până la iulie. Deci așa pregătisem, eram precauți. În aprilie am împrumutat, a fost un succes. Am vrut să împrumutăm 2 miliarde, au venit vreo 15. Dar, vedeți, am știut cum să facem să dăm banii. Un alt lucru pe care l-a făcut guvernarea liberală: am reușit să creștem ratingul după, cred că, 12 ani de zile, de la perspectiva de la negativ la pozitiv, la agenție de rating. Știți ce greu se face acest lucru? Da. În 2021 am reușit acest lucru pentru două... E important și pentru cât te împrumuți. Te împrumuți mai ieftin, evident. Exact. Da. Acum, revenim la întrebarea pe care ai pus-o. Mm. În iarnă am avertizat, în coaliție, când s-a făcut, am avertizat: aveți grijă cu aceste măsuri, pentru că vom ajunge la inflație mare, dobânzi mari, și vom intra în criză economică. Nimeni nu a ascultat, iar astăzi... Nu, stai puțin, cum adică nimeni nu a ascultat? Înțelegeau măcar despre ce este vorba? Că și asta e o discuție, Florin. Vreau să înțeleg dacă în momentul de față, în coaliția asta de guvernare, poți avea interlocutori care să priceapă ce se întâmplă din punct de vedere economic. Nu sunt implicat, nu mai am nicio legătură. Dar există oameni pe care îi poți vedea, pricep despre ce e vorba. De la 1 aprilie nu am fost întrebat de nicio măsură fiscală, dacă e ok să se ia sau nu e ok să se ia, nici la rectificare, la nimic. N-a fost nimic. Deci ești un paria sau ce ești în partidul ăsta? Nu, dar eu cred că, nu știu, acum se pare că... Nu răspundem, vreau să înțeleg. Ce statut ai tu astăzi în Partidul Național Liberal? Ești un ins cu care lumea să salută sau când te văd se furișează pe lângă zi și spun: nu vreau să dau mâna cu câțul? Nu, discut cu oamenii, dar conducerea, și aici este vorba de prim-vicepreședinte și președinte, multe dintre decizii se iau în coaliție și înțeleg că ei sunt cei care discută aceste măsuri. Multe dintre nu se discută în Partidul Național Liberal. Ce vreau să spun este altceva. Este altceva. Nu, vorbesc cu oamenii din partid, mă întâlnesc cu ei, cu senatorii. Nu, eu vreau să te întreb ce statut ai astăzi. Sunt membru al conducerii Partidului Național Liberal. Okay. Orice președinte al Partidului Național Liberal ales la Congres este membru al... Întrebare. Vreodată, din momentul în care ai plecat de la Palatul Victoria, da? Premierul actual, Nicolae Ciucă, te-a sunat să te întrebe chestiuni de natură economică? Nu? Nicio întâlnire? Nu. Niciuna? Nu. Nu. Deci asta e foarte clar. Nimeni din partid nu a... Și asta este bizar, pentru că și încă ceva, ce mă doare pe mine personal. 2020-2021 sunt guvernări liberale.
Ar trebui să ne mândrim cu ele. Sunt guvernări liberale ale Partidului Național Liberal, nu sunt ale lui Câțu, nici ale lui Orban. Sunt ale Partidului Național Liberal. Mulți dintre cei care sunt astăzi miniștri erau și miniștri în guvernele Câțu și guvernul Orban. Deci sunt guvernări care au fost făcute pe principii liberale și ar trebui să ne mândrim cu ele, nu să le ascundem. Și sunt niște repere. Uitați-vă că astăzi cheltuielile cu investițiile sunt la 1,9% din PIB după 7 luni de zile. Și în 2020 și în 2021, ani de criză, cea mai mare criză din ultima 100 de ani, au fost peste 2,6-2,3%. Dar revenind la ce spuneam, în iarnă am avertizat. Astăzi, unde am ajuns? Pe dobânzi, da. Cheltuim aproape 2% din PIB, sub record, 30 de miliarde de lei. Doar s-a mai întâmplat asta vreodată? Niciodată. Niciodată. Eu vă spun și 2% din PIB, 30 de miliarde niciodată, uh-huh. 2% din PIB niciodată. Împrumutăm cea mai mare sumă și eu sper să se oprească aici, anuală, aproape 150 de miliarde de lei într-un an de zile. Și aici n-am înțeles. Când ai astfel de rezultate, de ce crești deficitul cu 3 miliarde la rectificarea bugetară, când spui că ai venituri mai mari? Sunt lucruri pe care nu fac sens în contextul actual. Banii la subvenții. S-au dublat subvențiile. Nu, din păcate... Adică, stai puțin, ca să înțeleagă toată lumea și dacă se uită la noi cineva care n-a pus în viața lui mâna să facă un buget. Noi, în momentul de față, sigur, cheltuim mai mult decât producem, asta e clar, dar asta de ani foarte mulți, da? Ne împrumutăm ca să putem să susținem niște cheltuieli pe care le avem. Dar se mai întâmplă ceva în plus față de asta, nu? Adică e și un fel de... Dăm și niște petreceri, ca să spunem așa, exact, nu? Exact, asta da? Pe bani pe care nu îi avem. Exact, da? Asta e problema. Facem party-uri, nu știu ce, chiar dacă am putea să nu le aceste facem. Aceste 3 miliarde pe care le împrumutăm acum, ele vor fi luate în piață, da, la dobândă de 8-9%. Problema este că la 7%, de exemplu, se dublează suma în 10 ani de zile. La 9% se dublează în aproape 8 ani de zile. Deci suma pe care trebuie să dai înapoi. Da? Lucrurile acestea ne vor costa pe viitor. Sunt elemente care se iau în calcul când vine un investitor, se uită la tine și așa mai departe. De aceea eu spun că soluția, mai mult, aceste petreceri, revin la petreceri, ele merg, nu ți ajută nici inflația să scadă, nici dobânzile. Petrecerile, din contră, îți țin prețurile sus, îți țin dobânzile sus. De aceea era nevoie de un semnal și un plan credibil prin care să arăți investitorilor că ești serios și atunci veți vedea cum scad și dobânzile și cum inflația. Planul cred că există, ai spus că e PNRR-ul și că există un astfel de plan. Deci dacă ne-am ține de PNRR, probabil că... Nu? Dacă ne ține de PNRR, nu mai împrumutam niciun ban de nicăieri, că sunt 30 de bani de acolo. De miliardele de acolo. Exact. Iartă-mă, sună din nou cum în scenariul pe care l-am mai văzut. Apropo și de fondurile europene dinainte de PNRR, da? Nu luăm bani din fondurile europene, că e greu de accesat, că trebuie să ne ținem de niște jaloane, că trebuie să facem. E mai simplu să stăm cu mâna întinsă la buget. În momentul de față, nu luăm bani din PNRR, că și acolo avem niște jaloane, niște chestiuni de îndeplinit și așteptăm să luăm din piață la niște dobânzi uluitoare. Robert, pentru mine, da, nu e nicio surpriză, pentru că așa au fost guvernarea 2017-2019 cu PSD la guvernare. Deci am avertizat... E același model? Exact așa. Dar sunt liberali, deci, Florin. Taxa de solidaritate este în program de guvernare al lui Grindeanu din 2017. Ce alte măsuri... Adică băieții să țindă niște... Când era Tudose premier și țineți minte TVA defalcat, da, contactor part-time, da. Toate astea au apărut atunci. Legea salarizării, etc. Sunt lucruri care au apărut atunci. Eu cred că noi liberalii trebuie să revenim la ceea ce noi credem foarte, la ceea ce noi credem foarte mult. Eu cred că trebuie să vă reveniți. Aici proiectul politic, sunt sigur că cei din conducerea partidului au grijă să-l definitiveze, dar eu mă gândesc, de exemplu, la ceea ce înseamnă pentru noi acest de principiu, supraimpozitarea contactelor part-time. Da. Este o luptă pe care noi nu trebuie să o pierdem. Pentru că noi liberalii... Păi ați pierdut-o deja. Sunt 100.000 erau acum se ceva vreme. Se poate întoarce. Cum? Până la urmă, s-o anulezi. O decizie primă în Parlamentul României, da, cu amendamente. Ideea este că noi, mi se pare, și sper să nu fie așa, că noi cedăm foarte mult, ai spus la început, dar vreau să văd și pentru ce. Și cred că asta este ceea ce vor să vadă liberalii. Mi-aduc aminte cum erau nemulțumiți și pe bună dreptate o parte din primarii liberali că Anghel Salini nu se mai implementează. Da, da, deci l-am aprobat și nu se mai implementează. Și eram președinte partidului atunci și le dădeam dreptate că lucrurile încetineau.
Acum iarăși aud nemulțumiri ale primarilor liberali, dar sunt și publice. Nu știu, întreb, sunt acele ficțiuni cu, cu PSD. Eu cred că există niște oameni în PNL care își echipuie că în acest moment pot ține toată această tensiune din interiorul partidului sub un capac. Da? Da, știu, se acumulează, nu? Eu am fost astăzi la, la BPN și oamenii au vorbit liber. Da? Și au spus ce au avut pe suflet. Și, și aveau lucruri grave pe suflet? Și, inclusiv în relația cu PSD? Adică erau nervoși? Da, asta. Au spus ce au avut pe suflet. Au fost oameni, au fost acolo, au vorbit. Deci, da, sunt oameni acum astăzi, și asta pentru mine este distractiv să văd. Oameni care, atunci când a fost făcută coaliția cu PSD, spuneau că eu sunt de vină și asta sunt de conducerea Partidului Național Liberal susținând coaliția cu PSD la, doar la câteva luni de zile. Dar astea sunt... Politicienii clătite. Ne întoarcem foarte rapid. După publicitate mai avem multe lucruri interesante de aflat, zic eu. Venim rapid înapoi. Am revenit și intru foarte rapid în subiect. Hai să discutăm puțin despre ce se întâmplă acum în această nebunie, demență realmente cu energia. Dar am să te rog să nu ne limităm la ce se întâmplă în România. Pentru că, Florin, mă uit la acest proiect aproape inexistent al Uniunii Europene cu energia. Sunt rătutiți toți și mă uit ce se întâmplă în Germania, mă uit ce se întâmplă în economiile puternice ale Uniunii Europene. Au ajuns nemții să taie copacii ca să-și facă provizii pentru iarnă? S-a ajuns să vorbești în Europa despre faptul că trebuie să stingem luminile în momentul de față, dar când au luat decizia unor sancțiuni fără să gândească pe termen lung sau măcar pe termen mediu, apropo de chestiunea cu gazul rusesc și așa mai departe, nu știau că se va întâmpla asta? Cine sunt oamenii ăștia care în cele din urmă iau astfel de decizii? Că te-ai intersectat cu ei la Bruxelles? I-ai văzut, ai stat de vorbă cu ei la un moment dat? Ei înțeleg ce se întâmplă când iei o astfel de măsură sau joacă politic și apoi zic, au, am dat foc la un continent întreg, cum naiba stingem focul? Care e, ce în mintea lor? Cine sunt ei? Aici, iarăși, este ceva care este o situație care s-a acumulat în timp și acum vedem, de fapt, și așa se întâmplă în economie, nu? Câteodată ai un șoc din ăsta negativ, vine și îți arată unde ai avut problemele. În pandemie am văzut că era o problemă că depindeam foarte mult de producția din China. Da. Acum vedem că depindem foarte mult de Rusia și asta a fost o problemă când depinzi de cineva. Dar să știți că aici, criza asta a început de fapt anul trecut prin martie. Așa. De fapt nu, a început de prin 2020-2021 și era, e vorba de acele certificate de CO2. De acolo da. A început. Eu am cerut explicația anul trecut când am văzut că începe să crească prețul și mi s-a spus de aici, de aici vine. Iarăși trebuie să le spun telespectatorilor și românilor că la comisie m-am bătut ca România să nu treacă la energie verde la același ritm cu care trecea Germania. Am spus foarte clar, România trebuie să aibă un ritm diferit. Așa. Pentru că noi avem un cost social. România avea mine, nu trebuie să... Și aia ce spune, când le spune că e foarte logic ce spui, da? Ce au zis? Da și nu, erau întotdeauna... Adică erau cu Green Deal-ul ăla, trebuie să meargă, spus, să duce, nu? Și am spus foarte clar, și noi suntem de acord cu Green Deal-ul și eu sunt de acord cu Green Deal-ul. Da, salvăm planeta. Doar că România nu poate să ajungă în același timp fără costuri sociale foarte mari ca și Germania. Și atunci am cerut măcar să ni se dea niște bani și așa au apărut fondul de mediu și așa mai departe, să avem bani ca să putem să trecem pe această perioadă. Eu am spus mai mult, să nu închidem minele în ritmul în care... Pe ai spus asta? Dar bineînțeles. Pentru că nu vreau să închidem minele în același rin, mă gândeam că nu e cum în Valea Jiului și în Hunedoara să pui peste noapte lucruri. Și sunt stenograme la Ecofin când era ministrul finanțelor. Dar și în mandatul tău ai redus niște capacități de producție pentru că aveai de la Bruxelles aceste indicații foarte clare. Ne ținem de parcursul Green Deal. Nu erau numai pe parcursul de Green Deal. Făcusem și pentru CEO un nou plan de restructurare, apăreau noi generatoare, complexul Oltenia. Energetic Oltenia, apăreau noi generatoare, deci era un plan de dezvoltare. Și este adevărat, o parte din aceste din mine, sau închiderea minilor, a fost la presiune, să zicem așa, dar... Și de ce n-ai rezistat să spui, nu închid, mă, cum fac polonezii, de exemplu, unele, da? Da, dar noi avem PNRR, polonezii nu au PNRR. Păi și dacă avem PNRR, dar nu tragem un ciumban din el și polonezii n-au, dar au cărbune pe care îl scot. Puteți să le deschidem. Florin, stai puțin, că vreau să înțeleg dacă stăm în dialogurile cu ăștia de la Bruxelles
drepți și spunem, bă băieți, unele lucruri nu se pot face în România, sau zicem, noi zicem căciula, zicem noi de o vorbă și apoi plecăm cu căciula în, plecând în palme. Există resurse negociate pentru România, inclusiv PNR, ca să putem să facem tranziția mai ușoară. Dar problema este că aceste resurse, da, sau ai nevoie de energie, nu se întâmplă peste noapte, să ai producție de energie peste noapte. Anul trecut, de exemplu, sau anul acesta s-a luat decizia să iară să scoatem, să folosim cărbune mai mult decât aveam înainte. Ne-am dat seama că trebuie să angajăm 600 de mineri, trebuie să decopertezi, trebuie să expropiezi și toate acestea sunt costuri pe care ar trebui să ne le asumăm. Problema este alta. De ce, unde vreau să ajung eu cu discuția? România, care produce 80% din energie în intern, din păcate are un sector energetic care suferă pe partea de investiții. Și de ce suferă? Pentru că noi ani de zile am ținut piața controlată. Deci aveam un potențial foarte mare, nu mai vorbesc de legea offshore și așa departe, care a fost făcută târziu, etc. Aveam un potențial foarte mare care nu poate să fie dezvoltat fără investiții. Dar nimeni nu vine să investească într-o economie unde statul dictează prețurile și profiturile și așa mai departe. Deci noi trebuie să învățăm din lecțiile astea. Pentru că acum, în criză, iarăși începem să mergem în aceeași direcție. Era bine dacă aveam la ora asta gaze de șist? Da, uite-te la americani. Uite la americani ce preț. De aia te întreb, lasă-mă, știu, eu mă uit la americani, dar te întreb pe tine, că a fost prim-ministru. E bine să ai toate resursele de energie. Bun, ești de acord, deci, cu exploatarea gazelor de șist? Dacă astăzi facem cărbune, gândește, deci astăzi noi mergem și facem... Ești de acord cu exploatarea gazelor de șist? Dacă se face în condiții... Era bine să fie avut astăzi exploatarea de la Roșia Montană? Nu pentru aur de la Roșia Montană, am înțeles, dar nu pentru aur de la Roșia Montană, ci pentru celelalte metale foarte importante din tona de minereu. Eu cred că România nu își permite să lase resurse neutilizate. Păi toate sunt neutilizate. Gazul de Marea Neagră era bine să-l avem azi? Da, bineînțeles. Păi eram în Parlament în 2016 când oamenii PSD-ului, cu Dragnea în frunte la acel moment, cu domnul Iancu, care azi înțeleg că a revenit în jocul politic și așa mai departe pe cai mari, erau acolo și strigau, nu ne vindem țara. Prefer. Nu vrem să... Când am vrut să spun ceva și am întrerupt. Te rog. Ceea ce pentru mine nu este surprinzător și asta ar trebui să înțeleagă toți românii. Inflație mare, da, dobânzi mari, dezechilibre macroeconomice, atac asupra sectorului privat. Sunt lucruri despre care am avertizat de fiecare dată că se vor întâmpla când PSD este la guvernare. Motivul pentru care am rămas în iarnă, pentru că puteam să plec, după ce n-am mai fost prim-ministru, a fost propus un alt prim-ministru, nu vreau să fac cu PSD, și atunci decizia am luat-o de a rămâne, pentru că pot să mai opresc de a rămâne ceva. Ca președinte al de a rămâne președinte al Senatului și președinte al PNR, dar nu puteam să de atunci să-mi dau demisia președintele al PNR, pentru că niciodată nu am fost de acord cu acest compromis și eu cred că în politică multe nenorociri se întâmplă în spatele cuvântului compromis. Că politica e arta compromisului, iar în spatele acestei arte a compromisului se întâmplă multe nenorociri. Revenim. Există și compromisuri până la un punct, până când ele devin compromițătoare. În iarnă am rămas pentru că m-am gândit că pot din poziția de președinte al PNL, nu președinte al Senatului, dar din președinte al PNL, să opresc din acest dezastru pe care îl vedeam că vine. Inflație, dobânzi, criză economică. Am oprit până la 1 aprilie și asta este foarte important. Până la 1 aprilie. Nu te dai erou în momentul de față? Ce ai oprit? A oprit. N-a fost nicio taxă. În Senat? Nu. N-a fost nicio taxă. Deci nici în coaliție. Nici un pachet de sprijin. Nimic. Ordonanța pe care am dat-o noi și iarăși un exemplu foarte important. Ordonanța pe care am dat-o noi, guvernul meu, în noiembrie anul trecut, cred, ordonanța 118, a redus prețul la gaze în februarie și în martie, ordonanța 27, și aici trebuie să fim foarte atenți, ordonanța 27 a crescut prețul în aprilie față de martie cu 30% aproape, și la energie. De aceea astăzi avem de compensat sume așa de mari. Da, spune-mi puțin. Pentru că am vorbit de dobânzi mai devreme. Eu nu înțeleg, și aici cineva trebuie să investigheze, o instituție a statului. Cum poți să te duci să iei împrumuturi la dobânzi astronomice când ai bani gratis? Pe de-o parte, asta una. Dar a doua, cum poți să crești deficitul bugetar știind că trebuie să iei împrumuturi la dobânzi astronomice? Este un deal între Ministerul Finanțelor, Ministrul Finanțelor, care, apropo, a avut contract cu Huawei, știți foarte bine, înainte de...
Cine? Domnul ăsta, ministrul finanțelor? Da. Deci eu când eram în guvernul pe care l-am condus, am spus China nu are voie niciun contact cu România, știți foarte bine, am scos China din toate contactele. Nu aveam nicio persoană care să fi lucrat cu China în guvern. Domnul ministru al finanțelor a avut contract de reprezentare cu Huawei în România. Mai departe. Deci mă întreb dacă nu cumva există un deal cu sistemul bancar, cu cineva, nu știu, să le dai profituri. Pentru că asta le dai sistemului bancar acum, le dai dobânzi de 9% când ai bani gratis. Bani gratis. Florin Căsu, ești fost prim-ministru când tu rostești astfel de lucruri. Da, ar trebui să sune telefoanele în momentul de față până diverse zone. Apropo, explică-ne puțin, sigur, dincolo de povestea cu intransigența față de orice investiție a Chinei în România, la momentul respectiv. Și chiar România este singura țară care ai făcut-o pentru că așa ai discutat cu americanii? Nu, eu am... Am învățat multe în pandemie. Și nu, am făcut... De unde chestia asta? Anti-China total, anti-investiții pentru că sunt bani europeni, sunt banii taxe ale europenilor și în același timp vreau să promovez companiile românești. Deci pentru mine era important să promovez companiile românești. În construcții, în infrastructură, era nevoie de companii românești. Păi ce, la veneau 5G avem companii românești, la centrala atomo-nucleară de la Celavo de Nave. Acolo este altceva, dar sunt și proiecte foarte multe infrastructură și mai departe, care unde doresc să fie companii românești. Dar să știi că suntem singura țară. În ce zonă mai sunt companii românești care pot să intre în competiție, nu cu chinezii, cu companiile europene? Uite, și la asfaltatori, cred că mai avem una singură. La scanere la vamă, avem o companie românească care putea să facă. O companie cu acționariat românesc. Scanerele care nu funcționează niciodată? Nu știu dacă mai este. Nu, dar este o companie foarte bună care poate să facă acest lucru. Ideea este că România a fost singura țară care a fost și a fost când am fost în vizită în Statele Unite. Asta a fost ce mi s-a spus tot timpul. A spus foarte bine, România este țara care a făcut acest lucru, veți avea susținerea noastră și așa mai departe. Deci România a fost țara care a scos China din contractele. Dar astăzi în guvern... Asta crezi că a consolidat relația noastră cu Statele Unite? Așa mi s-a spus, dar astăzi în guvern, ministrul finanțelor a avut contract de reprezentare cu Huawei și țin minte că atunci... era foarte ce vrei să spui cu asta? Că este era foarte vocal un om care primind bani de la chinez la un moment dat are un semn de întrebare deasupra capului? Nu, hai să spunem altfel, Robert. Noi scoteam China din contactele 5G. Reprezentantul Huawei, care este ministrul finanțelor, mergea în conferințe și spunea că China trebuie să fie aici și este competiție și așa mai departe. Pe banii celor de la Huawei. Eu pot spune că guvernul meu nu ar fi putut să facă parte din acest guvern. Cineva care a avut contracte cu Huawei. Dar lucrurile se schimbă. Revenind, nu este o surpriză, inflație, dobânzi, criză, atac asupra sectorului privat, taxe, toate sunt strategia politică a PSD. Hai să facem un exercițiu, nu știu cum să numim, putem să-i spunem oricum. Dacă erai prim-ministru în perioada asta de explozie a prețurilor la energie, da? E o nebunie întreagă, da? Ai fi luat altă măsură decât cea a plafonării prețurilor? Am dat plafonarea. Tu mai ți-am spus, Robert. Da. Ordonanța 118 de anul trecut. Okay, da. Asta a făcut, a redus prețurile. Nu s-a vrut să fie continuată. Asta a fost problema. Și aici mă întreb de ce nu. Pentru că cineva a venit și a spus că e bine să crească prețurile și într-o dată trebuie să dai mai mulți bani. Acea ordonanță am dat 2 miliarde de lei, 2 miliarde și ceva compensare. Acum aud, nu știu cifre, dar tot aud 31, 40, cât ori fi miliarde. Pentru că ai fost acolo, cum să spun, în ochiul ciclonului și ca ministru de finanțe și apoi ca premier, cât poate să dureze toată această, hai să spun, acoperire, plafonare, spuneți-mi. La un moment dat... Când crapă? Deci la un moment dat ți-am spus, Robert, că... Așa cum mă uit eu, se uită și investitorii străini la România. Și Doamne ferește să-și piardă încrederea. Eu am tot spuneam și repetam așa, ca o moară stricată, am recâștigat încrederea investitorilor străini. De asta ne împrumutam mai ieftin. În 2020 mă împrumutam mai ieftin ca în 2019. Uh-huh. Când era economia pe val, creștea PSD-ul, iar noi eram în criză. Deci, cel mai important lucru este să ai încrederea investitorilor străini. Și a investitorilor în general, nu numai străini. Pentru că ei sunt cei care vin, îți dau resurse ieftine pe care poți să le investești, poți să crești salarii, poți să faci ce vrei tu cu ele, dar trebuie să ai încredere. Dacă și-au pierdut încrederea în tine, femeii scrie pe noi. Ne aruncă în brațele femeii. Și eu cred că românii știu ce înseamnă să vină femeii să-i spus cu ei. Da. Deci
Asta e cel mai important. Aud oameni care vin și spun, domnule, ce vorbești, domnule, România e încă la 50% grad de împrumut, da? În vreme ce Italia a depășit 100%. Era. Păi ia uite italienii cât se pot împrumuta. E vreo diferență între felul în care e privită Italia pe piețe și felul în care este, e privită România? Astăzi, ratingul Italiei nu mai este ceea ce era. Da. Și să știți că Italia are o problemă foarte mare. Uh-huh. Dacă mai crezi dobânzile la Banca Centrală Europeană, Italia are o problemă de incapacitate de plată. Deci nu e chiar așa de ușor. Uitiți-vă Grecia prin ce a trecut. Da, da. Cât, până acum, de curând. Uh-huh. Deci, și de ce vrei să ajungi acolo? Asta nu înțeleg. Când poți... Unii spun că statul român vrea să ajungă acolo pentru că la un moment dat niște băieți deștepți, cu ghilimele de rigoare, vor să pună mâna pe niște active pe care, în care statul încă mai este majoritar. Astăzi acționar majoritar. E ceva lucru foarte simplu. Dar stai puțin, e ceva, e aiurea scenariul ăsta? Că la un dat statul român ar fi putea fi obligat să-și vândă participațiile diverse? Nu, astea sunt discuții, nu. Eu vă spun că așa cum pe noi trebuie să ne intereseze... Atunci ce e? Prostie? Ce e? Iartă-mă. Ca să înțeleg, dacă tu spui că e un calcul greșit, de ce? Deci eu nu sunt, nu cred că cineva vrea rău României, în primul rând. Eu nu cred că există în afara României oameni că vor rău României. Investitorii sunt foarte pragmatici, ei vor să investească bani. Păi nu vor rău României, vor bunurile României, ca să spunem ce așa. Ce bunuri are România? Acum, uite, statul are niște mai are încă acțiuni la capacități de producție de energie, la... Ba la un hidroelectrică, ba la... Trebuie să investească cineva care ia... Ai mai fost și ai văzut cum arată capacitatea noastră de producție în România, cum arată, că trebuie să investești ca să ajungi pe profit și așa mai departe. Nu e chiar așa. Niște de altceva. Discursul tău e ca lui Petre Roman. O România, industrie care e fiare vechi în momentul de fapt. Hai să ne gândim altfel. România, de ce n-a atras România până acum nicio companie tier 1? Nu există nicio bancă de investiții în România global. Nimic. Nu există nicio bancă mare în România. De ce n-a atras? Pentru că nu suntem văzuți ca o piață care se dezvoltă, suntem prea multe bariere, prea multe probleme. Nu e Goldman Sachs, nu e Deutsche Bank, nu este HSBC, nu e nimeni. Avem Tier 2 Banks și asta se întâmplă în țările în curs de dezvoltare. Sunt Tier 2 și noi rămânem la acest nivel. Eu vreau să facem saltul. Să facem și noi saltul la nivelul următor. Să avem, să ne deschidem ca țară, să vină investitorii, să nu mai vină în Ungaria. Mhm. De-aia se duc în Ungaria? Da, se vină în România. Okay. Nu știu dacă se mai duc acum, dar se duceau. Da. Se duceau cât a făcut reforme Ungaria și Polonia, care a făcut reforme ani de zile, se duceau. Acum nici în Polonia nu vreau să mai duc. Dar avem o șansă fantastică acum, pe care nu știu ce o irosim. Din punct de vedere politic, ai sentimentul că acest binom la guvernare PSD-PNL rezistă? Că te întreb pentru că văd tensiunile din ultima perioadă. Rezistă. Sunt mici? Rezistă, nu? Rezistă. Adică nu e... Nu cred că are cineva... Adică nu știu. Orice se poate întâmpla în primul rând. Până la urmă nu e nici... Vine un cutremur mâine, doamne. Deci poate să rămână această guvernare, dar nici dacă se strică nu e sfârșitul lumii. Păi cum e sfârșitul? Cine mai guvernează? Să apare alt guvern, adică să fii serios. Nu este ca și cum avem parlament, se vor negocia, deci nu este sfârșitul lumii. Până la urmă este important ca cine guvernează să guverneze pentru români. Asta e cel mai important. Mm-hmm. Nu aș vrea să facem din asta un capăt de țară. Nu văd, vrusem că s-ar rupe acum, deci nu văd așa ceva. Rămâi în politică, nici dacă se rupe... rămâi în politică sau ăsta este... te gândești la finalul carierei politice? Nu, mai am mult de spus în politică. Da. Deci eu zic că sunt foarte mulți oameni în România încă care... Deci vei candida în continuare pe listele PNL, bănuiesc? Da. Sau... Nu, pe listele PNL, nu sunt membru PNL, sunt în conducerea PNL, nu văd... Nu știu, Florine, se întâmplă atâtea minuni în jurul nostru, înțelegi? Uite-l, Cioloș, ai fi zis că nu o să plece din USR cât îi lumea și pământul, da? Și ia, uite-l, este la al treilea partid pe care îl face și la al treilea și pe care îl desface. Robert. Așa. Partidul Național Liberal este un partid istoric. Partidul Național Liberal are o datorie istorică de a moderniza România. Hmm. A demonstrat... Și asta vreau eu mai mult la colegii mei, să ne aducem aminte 2020-2021 și să le arătăm românilor că se poate cu guvernat liberal bine. Pentru că asta a fost, în ultimii 30 de ani de zile, liberali întotdeauna li se spunea, la voi ne-ați guvernat sau că ne-ați guvernat. Nu, am avut 2 ani de zile, am arătat că se poate face și am arătat ceva foarte important. Guvernarea de dreapta e bună, mai ales în perioada de criză. Am reușit să scoatem economia din criză. Atât și spun că... Alături de colegii mei sunt mulți liberali buni și oameni muncitori și oameni care cred în valorile liberale. Vei vedea că la un moment dat se vor ridica și vom face iarăși România liberă, spun eu. Că liberală o să facem mai încolo.
Și acum sunteți un pic închingi ăsta cu PSD-ul. E o perioadă mai neagră. E o perioadă, nu. Sunt mai bolnăvior un pic. Nu. Este Partidul Național Liberal și fac, locale își fac treaba, oamenii știu ce trebuie să facă. Cred că și... Ciucă președinte? L-ai vota? Este președinte Partidul Național Liberal. Și la ce mă refer? E ultima întrebare. Ciucă, președinte? Dacă rămâne până atunci. Dacă nu e niciun congres până atunci și rămâne președinte, da. Este VNC în continuare. Mulțumesc foarte mult, Florin Cățu. O discuție altfel, așa cum am propus și v-am promis de fiecare dată în emisiunea sub semnul întrebării. Mulțumesc mult pentru prezența în această seară. În câteva minute ne întoarcem, doamnelor și domnilor, cu actualul ministru al educației, domnul Sorin Câmpeanu, care e deja în mijlocul unei furtuni mediatice și politice. Se adună semnături pentru demiterea lui. Vă povestesc și o anecdotă foarte interesantă chiar de astăzi, cu câteva ore înainte de a intra în emisiune, ce telefoane am primit apropo de emisiunea de astăzi cu Sorin Câmpeanu, pe care am anunțat-o din vreme. Foarte interesant. Revin rapid și vă povestesc.